aproape 50 de kilometri de covoare asfaltice, reprezentând lucrări executate pe tronsoanele drumurilor județene Rus-Zalha, Surduc-Cristolț și Surduc-Gârbou-Cernuc, limita cu județul Cluj, au fost finalizate și recepționate de Consiliul Județean Sălaj în intervalul iunie-august 2019. Lucrările au constat în realizarea unor covoare asfaltice, refacerea marcajelor, șanțurilor și acostamentelor pe tronsoanele drumurilor județene amintite, valoarea însumată a acestora depășind 9 milioane de lei cu o finanțare asigurată de la bugetul județului Sălaj, potrivit unui comunicat de presă al administrației județene. Asigurarea conectivității ariilor traversate de către tronsoanele drumurilor județene cu arterele rutiere naționale în condiții de acces și rulare mult îmbunătățite și sigure, atât pentru aproape 13.700 de locuitori ai zonelor menționate, cât și în ceea ce privește tranzitul acestora la nivel regional și național, a reprezentat principalul obiectiv al acestor investiții realizate de către Consiliul Județean în cadrul programului anual de reparații și întreținere a drumurilor județene. Alte două tronsoane a drumurilor județene DJ108N cu zăplac Petrindu și DJ108F Sărmășa-Chești beneficiază în cadrul aceluiași program promovat de către Consiliul Județean de același tip de intervenții, lucrările încadrându-se în termenele contractate și înregistrând un stadiu de realizare de aproximativ 85%. Lucrările de reparații și întreținere covor bituminos pe DJ110D Surduc-Cristolț și 108B Surduc-Gârbou-Cernuc, limita județ Cluj, se înscriu în programul anual de reparații și întreținere drumuri județene 2019 și respectiv 2018-2019 pentru DJ108S Rus-Zalha, un program finanțat și gestionat de către Consiliul Județean Sălaj. Valoarea totală alocată acestui program este de peste 23 de milioane de lei pentru anul în curs, numărând lucrări de reparații și întreținere a aproximativ 130 de kilometri, reprezentând segmente situate pe traseele a 10 drumuri județene de pe întreg teritoriul județului. Programul anual de reparații și întreținere drumuri județene completează intervențiile de reabilitare și modernizare a drumurilor județene, lucrări în cea mai mare parte finanțate din fonduri europene în cadrul unor proiecte derulate în acest sens.